Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Invitată din prima parte a emisiunii din această seară este prim-ministra Republicii Moldova, doamna Natalia Gavriliță. Bună seara, bine ați venit la Cutia Neagră. Bună seara, bine v-am găsit. Mai rar, dar începem emisiunea de azi cu niște vești bune. Astăzi Republica Moldova a primit chestionarul privind cererea de aderare la Uniunea Europeană. Se așează la scris să îndeplinească acest chestionar. Cât de pregătiți, din punctul dumneavoastră de vedere, suntem noi pentru aderare? Adică avem ce scrie în acest chestionar înainte ca să fie citit? Într-adevăr, este o zi istorică. Astăzi am primit acest chestionar pentru evaluarea pregătirii Republicii Moldova pentru aderarea europeană. Această agendă de integrare europeană este o agendă de modernizare a țării. Des când am întâlniri cu oamenii, mă întreabă de ce nu se poate obține fonduri pentru agricultură ca în România, de exemplu. Și eu zic că este o diferență atunci când ești o țară membra Uniunii Europene și ai acces la fonduri europene. Este diferit atunci când există anumite reguli care asigură buna guvernare a țării, care asigură respectarea normelor democratice, respectarea drepturilor omului. Și vreau să internalizăm că suntem la acest moment istoric când avem cu adevărat șansa de a obține statutul de țară candidat, care vine cu anumite responsabilități, dar și cu anumite avantaje în ceea ce privește agenda de transformare și modernizare a Republicii Moldova. Acest chestionar este unul serios care pune peste 360 de întrebări referitor la funcționarea instituțiilor statului. Unele întrebări sunt funcționale sau factuale, deci țin de o anumită descriere a situației, altele vin să vadă care este voința politică a guvernului pentru implementarea unor anumite reforme. Cred că noi suntem gata să devenim țară candidat. Evident că trebuie să ne facem temele de acasă, evident că avem foarte mult de muncit pentru a ajunge la standardele necesare pentru integrarea europeană, dar noi suntem determinați și să îndeplinim acest chestionar și să demonstrăm voința politică pentru procesul de integrare europeană și să muncim, să ne facem temele de acasă ca să asigurăm integrarea europeană propriu-zis în termen cât mai scurt. Dar din aceste peste 360 de întrebări din chestionar, la care credeți că am putea avea dificultăți și la care credeți că am putea primi recomandări pentru eforturi suplimentare pe care să le faceți? Unde sunt vulnerabilitățile? Eu cred că aici răspunsurile sunt la suprafață. Atunci când am promis oamenilor o agendă de modernizare, am spus și ce trebuie să obținem pentru această agendă și este vorba în primul rând despre reforma justiției, combaterea corupției, reformarea instituțiilor statului, creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile statului, asigurarea unei concurențe libere pe piață, funcționarea economiei, deci obținerea încrederii investitorilor. Este vorba despre exact acele reforme despre care vorbim de ani de zile și care de fapt trebuie să le implementăm în primul rând pentru beneficiul oamenilor, pentru ca să asigurăm prosperitate și un stat echitabil pentru cetățenii noștri. Despre ele o să vorbim și în această seară, mai cu seamă cele legate de lupta cu corupția, transparență și justiție. Dar, rămânând încă la subiectul integrării europene, după îndeplinirea chestionarului urmează o altă etapă, una complicată, de a obține acordul unanim al tuturor statele membre ale Uniunii Europene. Și aici, la cine ar trebui să fim în mod special? Cu cine avem cele mai sensibile relații? Da, am văzut în ultima perioadă de timp o deschidere mare din partea mai mulți șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană care au venit în Republica Moldova. Nu toți, nici n-aveau cum să vină toți, dar sunt țări care ne privesc cu reticență din Uniunea Europeană.
Vreau să spun că sunt țări care ne cunosc mai bine, care cunosc mai bine problemele noastre, pentru că au trecut prin aceeași istorie, da, cum ar fi țările Baltice. Europei Centrale și de Est, țările Baltice. Sunt țări care ne cunosc mai puțin bine și am avut în ultimele săptămâni și luni, pentru prima dată, vizite la nivel înalt din țări de unde nu am avut vizite în ultimii 30 de ani, cum ar fi Spania sau Olanda, da. Belgia. Și Franța a devenit mult mai prietenoasă. Absolut. Deci, iată că această diplomație activă dă roade și aici vreau să subliniez cât de importantă a fost această unitate și solidaritate demonstrată în ultimele săptămâni de oamenii noștri. Într-adevăr, față de refugiați, într-adevăr am văzut o apreciere foarte mare săptămâna trecută când am fost la Berlin. Au fost toate țările Uniunii Europene și majoritatea partenerilor internaționali ai Republicii Moldova și într-adevăr s-a văzut această apreciere pentru modul în care societatea întreagă a gestionat criza refugiaților, modul în care au sărit în ajutor voluntarii, modul în care au donat companiile private, modul în care s-au implicat organizațiile neguvernamentale și, dacă vreți, și aceasta demonstrează o maturitate și o reziliență a întregii societăți, pentru că atunci când este vorba despre procesul de integrare europeană, nu este doar un proces al guvernului, nu ține de un proiect al unui partid. De fapt, este procesul și proiectul unei întregi generații de moldoveni. Și anume de aceea vreau să spun că i-am propus doamnei președinte să schimbăm formatul Comisiei pentru Integrare Europeană și să fie o componență a Comisiei care să reflecte întreaga societate, să fie condusă de președinte, să avem reprezentanți ai Parlamentului în comisie, să fie reprezentanți ai societății civile în această comisie și să facem un efort comun. Deci toate să fie un proiect care să unească țara și să ne asigure ireversibilitatea reformelor și ireversibilitatea parcursului european și aflării Moldovei în familia țărilor libere. Da, totuși reformele este de responsabilitatea guvernului să și le asume și să le îndeplinească. Societatea poate ajuta, poate susține, dar nu poate să o facă. Rămânând la aceste state, care, spuneați dumneavoastră, ne cunosc mai puțin. Ungaria și Bulgaria, de exemplu, sunt din aceste state care s-ar putea să ne cunoască mai puțin în condițiile, în momentul în care se va pune problema votării? Nu cred că Ungaria sau Bulgaria ne cunosc mai puțin. Avem relații foarte active cu aceste țări și în plus au fost și ele cu aceeași istorie și probabil cunosc foarte bine dificultățile pe calea transformării. Vom lucra cu toate țările și cred că depinde și de felul în care vom lucra asupra acestui chestionar, deci capacitățile pe care le vom demonstra. Evident, vom face și o diplomație activă, așa cum am făcut până acum. Da, am văzut că președintele Letoniei a făcut o declarație foarte optimistă, spunând că crede că Comisia Europeană s-ar putea expune în câteva luni cu privire la cererea de aderare la UE a Republicii Moldova. Dacă știți mai multe detalii, vă rugăm să ne spuneți. Vedem că am primit acest chestionar într-un timp foarte scurt, o lună, la o lună după depunerea cererii de aderare. Am văzut vineri, a primit chestionarul și Ucraina. Astăzi la Luxemburg acest chestionar i-a fost înmânat domnului vicepremier Nicu Popescu. Credem că există o șansă istorică pentru ca să fie o decizie pozitivă.
Am vorbit despre aceasta cu toți partenerii noștri, că anume în aceste timpuri dificile pentru regiunea noastră, este important ca oamenii să aibă această lumină la capătul tunelului și să aibă această perspectivă. Da, știm că este o situație de securitate și economică dificilă, știm că deci este războiul din Ucraina, ne afectează și pe noi ca vecinul imediat și care nu se bucură de o umbrelă de securitate și oamenii trebuie să știe că oricum noi suntem bineveniți în familia țărilor Uniunii Europene și cred că există această deschidere și anume de aceasta ne-am grăbit cu cererea de aderare la Uniunea Europeană. Termenul ăsta de câteva luni vi se pare realist? Pentru ca să se expună Comisia Europeană pe cererea noastră de aderare. Da, asta credem... încă nu înseamnă că noi devenim parte din Uniunea Europeană, dar asta înseamnă o avansare serioasă pe acest. Deci asta înseamnă acordarea unei perspective. Da. Aceasta ne dorim. Să devenim țară candidat și să începem negocierile pe capitolele de aderare. Da. Vreau să trecem și asta, dar propriu zis aderarea, cât ar putea să dureze? Adică procesul de la țară candidat. Totul depinde cât de repede și cât de bine ne vom face temele, cât de bune vor fi rezultatele reformelor. Pentru că, de exemplu, sunt țări în Balcanii de Vest care au perspective de mai mult timp, dar da, încă muncesc. Nu știu dacă este real în pe durata unui mandat, dar vedem că ceea ce ne părea imposibil câteva luni în urmă, iată că acum merge pe o cale accelerată, de aceea pot să spun că guvernul pe care îl conduc, guvernarea din care fac parte, vom face totul posibil ca să accelerăm acest proces și să-l orientăm pentru beneficiul cetățenilor noștri. Haideți să vorbim un pic și despre război și toate elementele, componente, ca să le zic așa. Am văzut că statul major al forțelor armate al Ucrainei, și asta nu este pentru prima dată, raportează că Ucraina se așteaptă la o acțiune provocatoare din partea Federației Ruse în care să fie implicată regiunea transnistreană, că ar racola tineri sau bărbați din regiunea transnistreană pentru forțele armate ruse care să lupte în Ucraina. Această seară am văzut și un material pe un site de știri care a descoperit mai multe anunțuri plasate în regiunea transnistreană prin care sunt racolați tineri în armata rusă. Riscurile unor provocări. Știu că dumneavoastră ați mai răspuns la această întrebare, dar lucrurile se pot schimba de la zi la alta, de asta revenim la întrebare. Riscuri unor provocări din regiunea transnistreană există și am să vă rog în context și vorbiți și despre această angajare în forțele armate ruse a celor din stânga Nistrului care sunt cetățeni moldoveni. Evident că atunci când avem o regiune, un teritoriu care nu este controlat de autoritățile constituționale, atunci când avem forțe străine pe acest teritoriu, atunci când este un război în plină derulare în țara vecină, trebuie să avem un grad sporit de vigilență și să ne asigurăm că acest război nu trece hotarele Republicii Moldova. Provocări oricând pot fi, ele pot fi și pe timp de pace, riscul crește pe timp de război. În același timp, noi nu avem informații care ar da de înțeles sau ar duce la concluzia unui risc de implicare a forțelor din stânga Nistrului în acest război. Adică centralizat, organizat, dar separat această înrolare a tinerilor, a bărbaților în armata rusă, care se face pe teritoriul necontrolat de autorități, dar teritoriul Republicii Moldova? Este evident că este o
încălcare, este un teritoriu necontrolat, de asta și deci de aici și toate problemele, deci nu putem acționa pe acest teritoriu. Evident că condamnăm astfel de acțiuni, nu am văzut detalii, dar mă voi informa și vom vedea care sunt acțiunile. Da, am văzut și o înregistrare a unei discuții cu un reporter de la Deschide Media, cu cineva dintre cei care au dat anunțul și mă întrebam, în astfel de situații, trebuie convocat ambasadorul Rusiei să explice ce se întâmplă pe acel teritoriu? Nu am văzut această înregistrare. Cred că trebuie să examinăm și să luăm o decizie. Doamnă prim-ministru, dumneavoastră cum evaluați succesele pe care le înregistrează instituțiile abilitate din Republica Moldova în lupta cu propaganda? Eu am încercat să fiu maxim diplomat în a formula. Noi, de la bun început, am văzut chiar din 24 februarie o inițiativă salutabilă, unde fără decizii sau intervenții din partea guvernului, noi nu am mai văzut în mass media din Republica Moldova, nu am mai văzut știri sau programe analitice retransmise din Federația Rusă. În același timp, în cadrul Comisiei Situații Excepționale, am luat în câteva zile treptat anumite decizii pentru a asigura că sunt pedepsite acele resurse online sau canale mass media care de fapt propagă ura sau cheamă la război. În opinia noastră este foarte important, mai ales în această perioadă, să ne asigurăm că întreaga societate este unită în jurul acestei idei de menținerea păcii și stabilității, pentru că avem nevoie de reforme, avem nevoie de dezvoltare economică, avem nevoie de investiții, deci avem nevoie să investim în oameni, nu în ură. De acord. Și am văzut că da, am văzut că la o următoare etapă colegii din Parlament au venit și cu o inițiativă legislativă, reamintesc că este și o competență mai mult a Parlamentului, Consiliul Audiovizualului este subordonat Parlamentului și cred că este un instrument care ar îmbunătăți lucrurile ca să ne putem concentra pe lucruri care ne unesc și nu lucruri care ne dezbin. Aparent, dacă vorbiți de modificările cu privire la propagandă și introducerea unei sancțiuni mai mari, aparent este bună, doar că orice instrument poate fi bun sau rău în funcție de faptul în mâna cui se află. În mâna unor rău intenționați, el poate închide gura presiei independente, că orice poți să tratezi dacă vrei într-un fel sau altul. În mâna cuiva care este bine intenționat, poate oferi soluții bune. Eu mă refeream la altceva. Propaganda se face nu doar în mass media. Și noi am văzut că propaganda a migrat din mass media tradițională, mass media în lumea virtuală. Uh-huh. Și acolo, mai ales pe rețelele de socializare, se întâmplă războaie hibrid din astea, cu bombe atomice aproape, adică lucrurile sunt destul de grave. Am văzut cât de mult s-a implicat politicienii în acest război, politicieni, deputați, care promovează războiul, care instigă la ură, instigă la violență. Și doar ne uităm, înțeleg, libertatea de exprimare, eu țin foarte mult la ea, dar din moment ce stabilim niște reguli, întrebarea este de ce nu sunt respectate de toți, inclusiv de cei care au mandat de deputat, dintre cei care au partide, sunt conducători de partide și au probabil simpatizanți care ascultă prostiile pe care le vorbesc. Ce se întâmplă că față de ei nu se aplică legea? Sunt absolut de acord cu dumneavoastră și cred că față de ei trebuie să se aplice legea așa cum se aplică față de toți cetățenii Republicii Moldova și organele abilitate trebuie să întreprindă măsuri. Acum, cu mediul online există o problemă în toată lumea. Da. Mai ales că
foarte multe site-uri pot migra repede și reiau audiența și urmăritorii. Da, este o problemă a lumii moderne care este mai complicat de rezolvat. Dar legea este lege și sunt de acord cu dumneavoastră că organele de abilitate trebuie să aplice legea. Vă explicați de ce nu fac asta în acest moment? De ce nu se aplică legea până acum? Nu știu despre ce cazuri anume vorbiți, dar... Ultimele cazuri au fost pe care le-am văzut. Eu cred că trebuie să întrebăm organele abilitate, deci fie Serviciul de Informație și Securitate, fie Procuratura, deci trebuie să se aplice legea. Înțeleg că au deputații imunitate, dar eu cred că deputații trebuie să răspundă în fața legii. Și nu doar deputații, prim-ministru, membrii guvernului, toți trebuie să fie egali în fața legii. Eu sper că deputații au imunitate și nu impunitate, că asta e mai rău dacă se aplică asta. Mai multă lume se întreabă în contextul acestei legi, proiect de lege, care a fost votat săptămâna trecută în Parlament cu privire la interzicerea simbolurilor războiului, panglica, Z-ul, V-ul ăsta, înțeleg că legea încă nu este în vigoare, că urmează să mai treacă niște proceduri, să mai fie votată într-o lectură și apoi să apară și monitor. Dar dacă până pe 9 mai această lege, și sper, să intre în vigoare, ce se întâmplă de fapt? Iată, executarea legii deja vine în sarcina executivului. Să ne imaginăm că, am văzut, Igor Dodon a spus că el își va pune panglica și va ieși la Maroc. La marșul ăsta de victorii de 9 mai. Ce o să se întâmple dacă mai multă lume... Trebuie să fie aplicată legea. Nu știu care va fi formula finală în această lege, dar trebuie să fie aplicate sancțiunile care sunt prevăzute în lege, amenzi și alte sancțiuni. Muncă în folosul cetățenilor. Și muncă în folosul cetățenilor. Încă o dată repet, eu sper să avem același fenomen pe care l-am avut pe 24 februarie, când toată lumea, fără ca să fie necesară intervenția guvernului, parlamentului sau altor autorități, toată lumea și-a dat seama, un război este un război, este ceva foarte grav și ultimul lucru pe care ni-l dorim este să destabilizăm situația în Republica Moldova. Bunelul meu a luptat și el în al doilea război mondial. Dumnezeu să-l ierte, dar cred că acum ultimul lucru pe care și l-ar dori este ca ziua de 9 mai să se transforme într-o zi când se propagă războiul și nu pacea. Dar cam asta și se întâmplă de fiecare dată de 9 mai. Trebuie să readucem parade militare. Să readucem discuția despre adevăratul sens al acestei sărbători, care de fapt vinea să ne reamintească despre ororile războiului și necesitatea menținerii păcii. Și foarte mult timp s-a reușit menținerea păcii pe continentul european. Anume de asta, cred că foarte multă lume a fost surprinsă când a văzut în secolul 21 un război de scară pe care o vedem acum. Din păcate. Dar ca să încheiem subiectul legat de 9 mai, guvernul de 9 mai, va organiza ceva? Eu cred că în situația în care ne aflăm trebuie să avem orice eveniment, trebuie să fie unul modest, cu mult respect față de toți care au luptat pentru a aduce pace. Și trebuie să ne concentrăm pe aceste acțiuni care ne unesc și nu... Și să vedem care sunt obiectivele care ne unesc. Cum putem, de exemplu, să avem o agendă pozitivă de integrare europeană, de modernizarea țării, de creșterea prosperității cetățenilor și nu o agendă care ne dezbină sau propagă ură. De publicitate, revenim mai departe, după publicitate să discutăm despre independența noastră, de toate felurile și energetică și de altă natură, dar asta după publicitate.
Am revenit în studio. Vă amintesc că invitata din această parte a emisiunii este prim-ministra Republicii Moldova, doamna Natalia Gavriliță. Ne-am oprit înainte de pauză la 9 mai. Spuneți-mi, veți merge la memorial de 9 mai să depuneți flori? Încă nu am planuri, dar pot să văd. Nu știu care este agenda pentru 9 mai. Voi decide independent de ce cum stați. Am înțeles. Criza refugiaților în contextul escaladărilor din Odessa, despre care, mă rog, se vorbește, se prognozează. Astăzi am fost anunțat că niște posturi de televiziune se închide acolo pentru că ei se așteaptă la escaladări. Înțelegem că s-ar putea să crească fluxul de refugiați, ori noi suntem cei mai aproape de această regiune din Ucraina și atunci cum facem față unui flux și mai mare de refugiați care ar putea veni din Odessa? Odessa, cam 1 milion de cetățeni. De fapt, dacă ne uităm la regiunea, Odessa au chiar și peste 2 milioane și într-adevăr este o preocupare majoră. Noi, în primul val, în zilele când aveam cel mai mare flux, am venit cu aceste coridoare verzi, aveam proceduri prin care refugiații erau transportați direct de la punctele de trecere ale frontierei spre punctele hotarul cu România. Făceam asta și cu autocarele și cu trenul, deci a fost reactivată gara de la Căușeni. Am discutat chiar săptămâna trecută la Berlin cu țările Uniunii Europene, cu alte țări despre posibilitatea de preluare a acestui flux de refugiați și riscurile care există. Deci avem anumite analize și planuri de contingență, dar cel mai mult sperăm să nu escaladeze aceste acțiuni militare în regiunea Odessa. Dacă escaladează, sunt motive serioase de îngrijorare legate de securitatea militară a Republicii Moldova? Adică avem, după cum am spus, noi nu vedem deci semne de planificare sau de pregătire care ar duce la această concluzie. Am înțeles. Dar câți bani până la urmă au ajuns în Republica Moldova pentru gestionarea crizei refugiaților? Că promisiunile au fost de mari, dar câte au ajuns? Deci la moment în contul de donații al Ministerului Finanțelor au ajuns 73 de milioane de lei. Vreau să spun că majoritatea ajutorului care vine în Republica Moldova pentru gestionarea crizei nu vine prin intermediul guvernului. Deci doar circa 20% sunt alocații pentru guvern, fie în acest fond de donații, fie prin loturi care au venit. Da? De la bun început am activat așa numitul mecanism de protecție civilă al Uniunii Europene. Am solicitat, de exemplu, corturi, pături, saltele, prin lanterne și alte bunuri, prin intermediul acestui mecanism. Și iată, când am primit loturi prin acest mecanism de protecție civilă, ele au venit prin guvern. Însă majoritatea din loturile, deci am primit în total peste 380 de loturi de ajutor, circa 10% sunt din partea diasporei și ele au mers în localități sau la organizații neguvernamentale, iar sumele de bani care au fost anunțate de multe țări partenere au mers pentru organizațiile sub egida Națiunilor Unite. Care implementează. Da, și chiar săptămâna trecută, când am fost la Berlin, s-a anunțat o anumită sumă care vine în ajutorul Republicii Moldova și, de fapt, o parte vine pentru susținerea bugetului. Aceasta este pentru noi, guvernul, cea mai importantă parte. De exemplu, Uniunea Europeană a anunțat că ne va da 53 de milioane de euro în formă de grant, suport direct bugetului. România a anunțat un grant adițional de 10 milioane de euro și ați văzut, în Polonia am semnat acest
împrumut cu dobânda de 0,1% care are, deci trebuie reîntors doar peste 20 de ani. Uh-huh. Și deci aceste sume vin direct pentru a finanța cheltuielile bugetare ale guvernului. Da, și în felul ăsta... Vin banii doar pentru refugiați? Adică noi avem și noi o groază de probleme. Evident. Ele se ține cont? Da, da, de fapt evenimentul din Berlin a fost pentru a aduce la cunoștința partenerilor noștri care sunt problemele cu care ne confruntăm, uh-huh, care sunt previziunile economice, care sunt consecințele sociale și am solicitat resurse nu doar pentru gestionarea crizei de refugiați, da, dar pentru creșterea, de exemplu, cheltuielilor statului pentru asigurarea eficienței energetice, pentru creșterea rezilienței sociale, inclusiv servicii sociale mai bune pentru cetățenii, da, noștri, care vreau tot vor deveni mai buni. Vorbim despre fiecare din astea separat, dar mai rămânem un pic la subiectul războiului. Starea de urgență se termină peste 2 săptămâni. Ce război, nu știu dacă se termină peste 2 săptămâni, ce se întâmplă după? Vom avea o nouă stare de urgență? Cu noi măsuri? Atâta timp cât avem război în vecinătatea noastră și există riscuri, cum ați spus și dumneavoastră, de exemplu, există riscuri de escaladare în vecinătate care ar putea genera noi fluxuri de refugiați, atunci cred că este cazul să mergem să solicităm prelungirea stării de urgență. După cum am spus în Parlament, când ne-am luat un angajament să nu facem abuz de această stare de urgență, să luăm decizii în Comisia Situației Excepționale, decizii care țin de gestionarea anume a consecințelor acestei crize și războiului din Ucraina, și de aceea cred că cetățenii pot fi în felul ăsta mai siguri, pentru că pe de o parte vom avea acest instrument de luare a deciziilor rapide prin Comisia Situației Excepționale, dar pe de altă parte avem și procesul obișnuit de luare a deciziilor în Parlament, vedem inițiative legislative, vedem un proces normal de luare a deciziilor cu respectarea tuturor rigorilor procesului decizional. Da, asta înseamnă că spațiul aerian al Republicii Moldova va rămâne parțial închis, deci avem o deschidere, dar îngustă, da, doar spre România. Apropo, doar spre România, pentru că am văzut speculații în presă că se vindea, o companie aeriană vindea bilete pentru avion cu destinația Federația Rusă. Facem zboruri în Federația Rusă, da? Înțeleg că este vorba și despre bilete care de avion care s-au vândut încă înainte de a începe războiul. Nu este vorba despre reluarea unor curse, pentru că ele fizic nu pot fi reluate. Noi avem, deci nu avem curse. Noi avem doar acest un singur coridor aerian, în contextul riscurilor pentru aviația civilă. Și el va rămâne doar un singur coridor aerian? Deocamdată, da, până nu se schimbă evaluarea riscului, rămâne așa. Da. Vreau să discutăm un pic despre sancțiunile internaționale impuse Federației Ruse. Nu mai discutăm despre Republica Moldova, și le asumă, nu și le asumă aceste sancțiuni, dar vreau să vorbim despre un caz concret, scandal pe care l-ați auzit dumneavoastră cu siguranță, legat de o licitație pentru termoelectrică și această companie din Federația Rusă expusă sancțiunilor, care, nu știu, ne spuneți dumneavoastră, până la urmă s-a semnat contract cu aceste silăvâie mașini și partenerul din Republica Moldova sau nu s-a semnat? Și dacă se semnează un contract, cum arătăm noi în fața lumii în acest moment, semnând cu o companie expusă sancțiunilor împotriva Rusiei încă de în 2014? Este o istorie mai veche. Este vorba despre o licitație care a avut loc încă... S-a început înainte de război. Și înainte de votarea guvernului, de fapt. Și această licitație a avut loc în contextul proiectului Băncii Mondiale,
după regulile Băncii Mondiale, cu supravegherea Băncii Mondiale și la această licitație, care credem noi a fost problematică, dar pe care nu noi am început-o, deci a fost un câștigător. Este o companie care a de fapt efectuat sau a construit aceste turbine la termoelectrica și cumva procedura, deci eram puși în fața unei alegeri, dacă reparăm așa, cu acceptăm rezultatele licitației și reparăm aceste turbine sau avem anumite riscuri legate de uzura turbinelor pe viitor. Evident că deci aceste procese sunt înainte de începerea războiului. Acum contractul a fost ecuația de risc s-a schimbat. Uh-huh. Pentru că s-a început războiul, deci sunt aplicate sancțiunile și riscăm inclusiv sancțiuni secundare. De aceea guvernul nu susține acest contract și nu va intra în vigoare acest contract. Am înțeles. Deci înseamnă că licitația va fi anulată și va fi organizată o altă, sau nu? Că înțeleg că problema oricum rămâne la termoelectrică. Într-adevăr, va trebui, eu nu știu care sunt procedurile exact tehnice, dar va trebui anulată licitația și va trebui să decidem care sunt opțiunile în continuare. Da, mă bucur răspunsul dumneavoastră. Ce fel de relație are acum Republica Moldova cu Federația Rusă? Evident că este o anumită pauză sau o anumită sau o frecvență mai joasă a întrevederilor, deci relațiilor între Republica Moldova și Federația Rusă în contextul războiului din Ucraina. V-am întrebat asta pentru că noi tot așteptăm data din 1 mai, că pe 1 mai ori arătăm auditul și ne apucăm să întoarcem niște datorii, ori s-ar putea să avem probleme cu livrările de gaze și de fiecare dată când întrebam ce facem de pe 1 mai, domnul Spânul ne spunea că speră că până atunci să avem această ședință interguvernamentală și acolo să se discute și poate să găsește o soluție alternativă. Înțeleg că ședința nu va mai avea loc până la 1 mai și atunci de pe 1 mai ce facem? Într-adevăr, pe 1 mai există riscul rezilierii contractului din partea Gazpromului. Ei deja și-au exprimat Nu și-au exprimat, dar este în contract. Există o clauză care ține de temeiurile pentru rezilierea contractului. Am acționat cu bună credință, deci noi, Guvernul Republicii Moldova, am acționat cu bună credință. Am organizat licitația, auditarea acestei datorii este un proces complex și care necesita și participarea unor companii de audit și participarea unor companii de juriști. Nu am avut doritori de a participa la început. Am mers pe o altă cale, am prelungit termenul licitațiilor și am mers cu invitarea directă a unor companii. Credem că vor exista cel puțin două oferte. Termenul limită este 1 mai și vom explica aceste lucruri în cadrul Consiliului de Observatori ai Gazpromului și sperăm să fie auzită această justificare, mai ales că după 24 februarie nu am văzut doritori de a veni și a audita această datorie. Noi am început discuțiile cu partea rusă, cu Gazpromul, pentru a vedea ce fel de dispoziție vor avea ei pe 1 mai. Discuțiile au loc într-o anumită procedură în cadrul Consiliului de Observatori. Nu știu care sunt ultimele discuții, dar evident că vor fi anumite schimburi. Moldova Gaz discută cu Gazprom
regulat, deci vom vedea care va fi decizia Gazpromului. Deci în acest moment nu este clar ce s-ar putea întâmpla de 20 mai. Și dacă ne închid gazul, înțeleg, putem să cumpărăm, problema este în preț. Bani. Da. De asta un pic mai devreme vă întrebam, bani pentru refugiați ne promit toți. Și e clar că e nevoie de bani pentru asta, e o tragedie, dar e nevoie de mulți bani și pentru a rezolva partea de asigurare energetică, pentru că și acești refugiați vor îngheța împreună cu noi sau vor sta pe întuneric împreună cu noi dacă ni se taie gazul. Și atunci, de unde vom lua bani ca să putem cumpăra gaz și energie electrică la pachet, că ele sunt la pachet, da? Dacă ni se deconectează de pe 1 mai. Este o întrebare foarte bună. Într-adevăr, deja avem capacitatea de a procura gaze naturale pe piața internațională. În octombrie, dacă vă amintiți, atunci când a fost criza gazelor, am capacitat repede Energocomul, am invitat experți internaționali, am putut procura volume foarte mici, dar am putut procura pe piața gazelor naturale și cred eu că asta ne-a dat o anumită marjă de negociere cu Gazprom. Acum, într-adevăr, prețurile au luat o razna. Eu nu știu cine își poate permite asemenea prețuri și nicio țară nu cumpără 100% din gazele naturale dintr-o singură sursă de pe piață. De aceea noi de mai mult timp suntem în căutarea unor anumite alternative și suntem în căutarea unor instrumente financiare care ar putea fi utilizate. O noutate bună este crearea platformei comune a Uniunii Europene pentru procurarea gazelor naturale. Și Moldova a fost inclusă în această platformă. Problema este cât de repede va deveni funcțională, care vor fi condițiile, ce prețuri vor putea obține țările procurând prin această platformă, dacă va exista un fond de solidaritate. Noi am promovat foarte mult ideea unui fond pentru țările cu resurse limitate care nu își pot permite aceste prețuri. Deci este o situație complicată, sperăm să nu ajungem acolo, dar avem anumite opțiuni și cred că va trebui să ne gândim la anumite instrumente financiare, din nou cu ajutorul partenerilor externi. Ce trebuie să înțeleagă cetățenii? Există riscul ca după 1 mai să avem, nu știu, o săptămână, câteva zile în care nu vom avea energie electrică? Există un astfel de risc? Deocamdată nu vorbim despre, deci nu există preocupări în acest sens. Deci avem posibilitatea de a accesa gazele naturale pe piață, avem posibilitatea să cumpărăm energie inclusiv din Ucraina, dar este o problemă de preț, cât ne putem permite. E bine cel puțin că e perioada de vară și nu consumăm atât de mult, dar este o problemă pentru agenții noștri economic, pentru bugetul de stat, pentru deci, capacitatea guvernului de a se concentra pe problemele oamenilor și nu pe rezolvarea acestor crize care, iată că, nu contenesc. Da, e adevărat. Dar în exercițiu bun pentru guvern să înveți să administreze crize. Vreau rapid să discutăm, să ne explicați dumneavoastră ce se întâmplă cu aceste autorizații de mediu pentru zina de la Râbânița. Pentru mine este foarte ciudat că e atât de mult, puțină transparență pe acest subiect și nu ni se spune clar, da, s-au dus, trei experți sau nu știu cât acolo, au stat trei zile, au verificat, urmează să se decidă, ce să se decidă. Deci, tot procesul ăsta cu autorizație pentru uzina de la Râbnița e învăluit în foarte multă întunecime. Nu știu de ce există această percepție, pentru că... Așa comunică Ministerul Mediului, din păcate. Da, Mai întâi spun că nu pot spune, pe urmă revin și spun câte ceva și așa e de fiecare dată. Și senzația este că ceva se întâmplă nu bun din moment ce nu se comunică, mă rog. Deci deschis. Pentru ca uzina metalurgică să poată importa din Uniunea Europeană, trebuie să aibă autorizații de mediu. Există o legislație în Republica Moldova care ține de
modul în care se emite autorizația de mediu. Așa. Este o legislație imperfectă, dar care va trebui revizuită, dar au fost, deci a fost o vizită, deci au fost colectate anumite documente, pentru că această autorizație în Republica Moldova, de fapt, se dă pe bază documentală. Da. Și, deci, au fost colectate documentele, se face analiza. Evident că există anumite subiecte care trebuie rezolvate, inclusiv cu participarea viceprim-ministrului pentru reintegrare. Trebuie să vedem juridic dacă anumite documente pot fi acceptate sau nu. Deci este un proces un pic mai complicat, dar el este în derulare și... El este monitorizat ca să ne asigurăm că nu poate. Interesul financiar este unul foarte mare. Trebuie să fim de acord. Și pentru stat tot există un interes foarte mare strategic. De asta, cum ne asigurăm că nu intervine un factor corupțional la mijloc? Prin aceleași mecanisme care există. Evident că există o atenție deosebită și din partea mass media și din partea autorităților statului pentru acest proces. Există o anumită comunicare, dar vreau să vă spun că, de fapt, aici sunt importante politicile nu doar în ceea ce privește uzina metalurgică, da? Este important întreaga gestionare a acestui sector de metale de acord, uzate, da, de acord. Și prelucrarea metalelor uzate. Întrebarea ce se de aceea, cu metal feros. De exemplu, noi am deja promovat legislație care prevede eliminarea banilor gheață în procurarea mai mult de procurarea de metal uzat mai, într-o sumă sau într-un volum mai mare de 10.000 de lei. De asemenea, avem anumite grupuri de lucru interinstituționale create care verifică situația în acest sector. Avem și anumite planuri de a reforma metal feros, de a introduce o guvernare corporativă. Nu? Deocamdată nu, dar pot să vă spun că s-au reorientat spre alte piețe de export. Acum exportă deci metalul uzat, dar inclusiv încercăm să prevedem care ar fi rolul acestei întreprinderi de stat pentru o reglementare mai bună a întregului sector și tranzacții transparente ca la bursă, unde să fie foarte clar cum se tranzacționează și să ne asigurăm că de fapt economia Republicii Moldova câștigă în urma acestei activități economice. Totuși, autorizație de mediu, există șanse mari să obțină uzina de la Râbnița? Nu știu, eu nu sunt implicată în acest proces. Dar nu comunicați ca sper să se respecte în tocmai legea. Da. Ce s-a întâmplat cu domnul Kulminski, ceea ce am asistat noi săptămâna trecută, sub dumneavoastră coleg? Nu știu nici eu, nu am vorbit cu domnul Kulminski, nu știu. Dar au existat anterior aceste animozități între dumnealui și domnul Spân, ceea ce am văzut noi? Cel puțin eu nu cunosc. Am înțeles. Aeroportul internațional Chișinău, avem șanse vreodată să-l revedem în administrarea statului? Lucrăm în această direcție. Și aveți succese? Am văzut că a fost respinsă recent în instanța de judecată solicitarea companiei. Am văzut, da, deci aveam, în primul rând, odată cu instituirea stării de urgență, am preluat administrarea aeroportului și sunt mai multe cauze penale în instanța de judecată, deci urmărim cu mare atenție ce se întâmplă acolo. Evident, avem și activitățile pe plan internațional, unde lucrăm pentru ca să reîntoarcem aeroportul oamenilor. Da. Asta apropo, legat de temele de acasă, pentru ca să nu ne spună europenii că vedeți ce cu schemele voastre și apoi veniți la noi cu temele făcute. Doamna prim-ministră, vă mulțumesc mult pentru participarea în această seară la Cutia Neagră. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Noi luăm o pauză de publicitate, după care revenim să continuăm discuțiile tot pe sectorul energetic cu Radu Mărean, deputat PAS, și Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării.
Am revenit în studio, așa cum vă spuneam în această parte a emisiunii, vreau să vorbim despre sectorul energetic și mai exact despre o licitație care a provocat un mare scandal în ultimele săptămâni. O licitație privind reabilitarea două blocuri energetice de la termoelectrică. Astăzi o companie românească care a participat la această licitație pentru lucrările de reabilitare a blocurilor energetice de la termoelectrică, dar care nu s-a calificat la condițiile prevăzute în caietul de sarcini, a anunțat că va contesta rezultatele licitației pe care le-a câștigat, licitația pe care a câștigat o companie moldovenească care și are rădăcinile aparent în offshore și care are în calitate de partener o companie din Federația Rusă, care încă din anul 2014 este supusă sancțiunilor internaționale în contextul anexării Crimeei. Or, proprietarul acestei companii, fondatorul acestei companii, este un oligarh rus foarte apropiat lui Putin. Iar scandalul din Republica Moldova vine tocmai de la asta, că licitația, care presupune o sumă de vreo 13 milioane de euro, ar determina finanțarea acestei companii expusă sancțiunilor internaționale. Iar asta, dincolo de orice, implică și niște riscuri de imagine pentru Republica Moldova. În prima parte a emisiunii am discutat cu doamna prim-ministră, ca să anunț invitații. Invitații în studio sunt domnul Radu Mărean, deputat PAS, bună seara! Bună seara! Și domnul Ștefan Glicur, președintele Partidului Schimbării, bună seara! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! În prima parte a emisiunii am întrebat-o pe doamna prim-ministră despre această licitație și cum se face, cum se pupă ea cu contextul războiului și sancțiunile internaționale aplicate acestei companii rusești și doamna Gavriliță spunea că s-a luat o decizie la guvern ca acest contract să nu fie semnat cu Slavăie Mașină și cu compania din Republica Moldova Horus. Acum eu am să mai verific, am să fac un fac de, un fel de fact-checking. Este semnată, va fi semnată acest contract, va fi semnat acest contract cu aceste companii sau nu se va întâmpla? Uh-huh. Sau poate a fost deja semnat și urmează să avem probleme cu rezilierea? Dacă știți, domnul Marian. Da, bună seara încă o dată. Mă bucur că ați menționat și de ceea ce a zis doamna prim-ministru. Eu zic să începem de la problemă. Da. Cu toată această situație, această licitație, noi avem o situație în care la această instalație, la cea centrală, din trei unități, două sunt, deci una și-a depășit deja termenul și a doua mai are încă trei luni de exploatare. Și există un risc iminent ca aceste unități să nu producă energie și efectiv la iarnă să rămânem fără căldură, cel puțin în Chișinău. Și s-a anunțat această licitație în 2020, în octombrie 2020, și erau două opțiuni. Una, fie reconstruiește această a doua unitate care a fost construită prin anii 70 de aceeași companie, da, Slavăie Mașină, și care costă 13 milioane, fie construiești din nou, de la zero, cu tehnologii nou, care costă 300 de milioane. Și s-a decis atunci când s-a lansat acea licitație să se meargă pe opțiunea mult mai ieftină și care ar dura mult mai puțin timp. Acum s-a anunțat această licitație, 11 companii au solicitat documentele, din păcate doar una a depus licitația, acest consorțiu între compania Horus și compania rusească. Celelalte companii nu au depus. Au solicitat informații. Această companie care ați menționat mai devreme au depus, înțeleg, niște contestații mai devreme, care au solicitat niște modificări la condiții. Anumite din ele au fost acceptate, s-a extins și termenul limită și așa mai departe. Și cu toate astea nu a depus niciun fel de ofertă. Și partea ciudată este că abia acum, în martie, a venit cu tot acest, eu știu, scânteie mass media. Și noi am văzut niște asta documente. Este situația. Acum, nicio decizie nu este simplă. Deci, ambele decizii care s-ar lua sunt nu bune. Una, dacă guvernul ar decide, de exemplu, să semneze cu acest consorțiu moldorus, sau cum se mai numește, atunci, iarăși, risc de imagine, așa cum ați spus.
Doi, dacă nu se repară aceste instalații, riscă Chișinău să rămână fără căldură. Acum, care decizie e mai proastă? Nu știu. Putem fiecare, ambii haideți să ne gândim dacă există și soluții bune, da? Noi dumneavoastră ne puneți în situația să alegem între două soluții proaste. Soluții în care, da, să ne luăm mai mult timp, să construim această nouă unitate care ar costa de 20 de ori mai mult, dar adevărul este, ni se-l pune în față. Nu a existat alte companii care să depună ofertă chiar dacă s-au făcut amendamente la licitație în baza contestațiilor depuse. Eu și dincolo de asta, ministrul Spânu nu degeaba a așteptat câteva luni și a încercat să caute alte soluții ca să nu fim situația dată și nu s-a reușit să se găsească altă companie. A fost acest consorțiu, a fost acest concern General Electric care a fost abordat și care a fost invitat să evalueze situația, să depună și ei dosare și a spus foarte clar că nu pot să-și asume toate construcțiile, la fel cum nicio companie nu... Dumnezeu, să vorbiți de cei care au susținut astăzi conferința de presă și au zis că au vrut să participe și au avut probleme și pentru că a fost trucat caietul de sarcini și... Bun, eu încă nu am analizat acuzațiile lor și e bine să răspundă Termoelectrica. Da. Și organizatorii din Banca Mondială, pentru că Banca Mondială s-a făcut tot acest tender și împreună cu ei s-a decis să se meargă pe această reconstrucție rapidă mai ieftină. În sens că, repet, o decizie perfectă nu e, dar de aici să acuzi guvernul sau ministrul de nu știu ce fel de rea intenții, mi se pare absurd și ridicol. Asta e. Domnul Glicor, eu doar ca să precizez, a fost semnat sau nu contractul? Păi din ce a spus doamna prim-ministru, nu s-a semnat, s-a decis să nu se semne. Dar din ce știți dumneavoastră este până la aceste Nu cunosc sigur, chiar nu cunosc. Știu că, iarăși, se analiza toate opțiunile. Și dacă doamna prim-ministru a anunțat astăzi că nu se semnează contractul, atunci așa și este. Acum să vedem, poate totuși reușim să domnul Sus ar zice că vineri s-a semnat. De asta noi nu știu ce să credem. S-a semnat sau nu? Și eu am auzit de la unele surse acest fapt. A fost semnat acest contract, contrar poziției guvernului și eu cred că ar fi foarte bine reprezentanții Partidului Acțiunii Solidaritate, nu știu, majorității parlamentare sau doamna prim-ministru să vină cu o informație exactă ca să nu ghicim. Că atunci când pe surse afli mai multe decât de la guvern sau de la ministerul de profil, nu este bine. Și sper foarte mult, domnul Marian, că în scurt timp o să avem o informație completă la acest subiect și o să ne putem să ne expunem. Ceea ce este important să cunoască cetățenii noștri este că în Republica, în Chișinău, există CET2, care este considerată sursa 1 și are 3 blocuri. Și există CET1, care este sursa 2, așa numită de energie electrică, dar care este mult prea uzată, unitatea respectivă, CET1, și de asta nu se examinează reabilitarea acestea. Cât privește CET2, noi avem 3 blocuri, unul a fost reabilitat în 2019 de aceeași silăvâie mașină, în urma unei licitații față de care au existat mai multe îndoieli și mai multe acuzații, inclusiv în adresa domnului Iene, din câte mi-aduc aminte, trebuie să verificăm la capitolul licitația 2019. Încă suntem în faza de studiu, de cercetare. Atunci au reparat. Atunci, deci este vorba despre trei blocuri care sunt compuse din cazangerie, din turbină. Bine, nu este, este o instalație care respectiv utilizează aburul produs de cazangerie pentru a genera energie electrică, există automatizări și așa mai departe. Problema este că CET2 a fost construit în anii 70 și 80 și la 2 ani distanță, aceste 3 blocuri. Și fiecare din ele, iată că la distanță de câteva luni sau un an sau 2 ani, își atinge plafonul deja de resursă. Și atunci a existat într-adevăr în fața guvernului o soluție. Sau construiesc unități noi de circa 300 de megawați total și CET2, CET1, sunt scoase din funcțiune sau mai amână și cu bani mai puțini, cam de 10 ori mai puțini, repară. Problema cu această reparație este că reparația respectivelor instalații mai oferă 8-10 ani de exploatare. O rezervă de timp ca să ne apreciem cu banii, să ne apreciem ce facem.
Puterea totală a C2 este de 240 de megawatts. Puterea reală maximală pe care o poate genera, pot genera cele trei blocuri, este 210 megawatts. Și atât că avem blocul 1, blocul 2, care sunt, din păcate, discutate de rău, licitațiile respective de reabilitare sunt discutate de rău. De ce? Pentru că există bănuială că s-a amblat la condiții tehnice în așa hal, încât doar silăvâie mașină cu partenerul lor local să poată satisface acele cerințe care au fost cumulate, indicate în oferta tehnică, în cerințele tehnice. Pe lângă această componentă, care este sursa 1 și este sursa cea mai importantă, noi producem propria energie electrică maximum 20%. Mai sare cifra de la an la an. Și dacă C2 produce majoritatea acelor 20%, C1 produce 0,8 infim, da, deci foarte puțin. Mai există și este în planul de dezvoltare energetică și de reabilitare energetică, mai există și sursa 3, despre care se vorbește foarte puțin și deloc în societatea noastră. Această sursă 3, asta înseamnă nu altceva, sursa 3 nu este altceva decât o instalație nouă, creată de la zero, de producerea energiei electrice. Puterea totală acestei instalații, acelor instalații, trebuie să fie 55 de megawatts. Și aceasta presupune efectuarea unei licitații de instalare, în rezultatul căreia vor fi instalate motoare cu ardere internă pe gaz, care vor genera cele 55 de megawatts și în total cu 210 produse și poate chiar sporite de, da, de cele trei blocuri de C2 în urma reabilitărilor plus 55, ne vom apropia de cele 300 despre care vorbea domnul Marian la începutul emisiunii. Dar ceva sub 300, nu vor fi ele 300 total. Deci noi vorbim acum despre o a treia licitație. O a treia licitație care este în fază de pregătire, este în fază acum de elaborarea condițiilor tehnice. Și aici vin cu un anunț foarte important. Pe surse am fost informat că Termoelectrica, agențiile de resort, au primit o solicitare din partea ministrului Spânu să introducă în condițiile tehnice pentru sursa 3 două prevederi. Delimitare. Să fie nu mai mult de 10 motoare cu ardere internă pe gaz, care în sumă să genereze 55 de megawatts, și această cifră este deja cumva stranie, pentru că motoarele în mare parte care sunt produse pe piață sunt de 7,5 megawatts, respectiv sumele, deci numărul lor nu poate fi 10. Vă rog să traduceți în limba noastră. Da, asta înseamnă că dacă vor fi 10 motoare, cele mai... Vă explic foarte simplu. Vă explic foarte simplu. Nu este nimic complicat. Se complică artificial aceste lucruri. Vorbim de motoare cu ardere internă pe gaz. Atât cum este motorul de mașină, pe benzină, așa este pe gaz. Da? Așa, ce cu ele? Ce cu aceste condiții? Aceste motoare, de majoritatea sunt produse de mai multe companii cu renume, foarte mari, da? Renumite. Coeficientul, eficiența acestor motoare, de regulă, pe piață, este la circa 1500 de rotații per minut. Domnul Spân a solicitat în condițiile tehnice să fie indicat, din câte cunosc, din nou pe surse, sper foarte mult domnul Spân să facă claritate, ca să nu credem că se intervine în condițiile tehnice, ca să fie cineva favorizat. Domnul Spân a cerut ca cele motoare cu ardere internă pe gaz să funcționeze la 1000 de turații. Adică mai puțin. Adică semnificativ mai puțin. În timp ce motoarele astăzi, eu am consultat și experți, după ce am primit această informație, și nu unul, mai mulți, ca să mă asigur de faptul că vorbesc lucruri corecte, majoritatea motoarelor lucrează cel puțin la 1300, de regulă la 1500 de turații per minut. Și acum eu mă întreb dacă aceste condiții tehnice nu sunt modificate la insistența domnului Spânu, în vederea favorizării
un eventual potențial candidat, așa cum s-a întâmplat în 2019, în 2021. O clipă, o clipă. Prezentați, nu, deci trebuie... Eu vorbesc acum despre aceste informații ca să nu ne pomenim, domnul Marian, să nu ne pomenim în situația în care ne-am pomenit cu Chec India și cu Vulcănești Chișinău. Haideți să nu amestecăm. Dar nu le amestecăm. Am să rog colegii din regie să-l sune pe șeful interimar de la Termoelectrica să întrebăm. Pe domnul Spânu nu putem suna, că e într-o altă emisiune, dar tocmai și domnul Spânu a confirmat că firma rusească Silavăi Mașină nu va implementa proiectul de reabilitare a motorilor de la Termoelectrica. Guvernul a luat decizia de a întrerupe această licitație. Guvernul va cere băncii mondiale să anuleze licitația. Foarte bine, vreau doar să închei. Atunci, de ce ar face o altă licitație? De ce atrag atenția societății, jurnaliștilor de investigație, autorităților, doamnei prim-ministru, doamnei Sandu, a tuturor și a domnului Marea? Costul acestei licitații, costul acestor motoare pe ardere internă de 55 MW putere totală, este între 60 și 70 de milioane de euro. Deci asta este cea mai scumpă componentă din acele care sunt supuse spre reabilitare sau creare de la zero. De asta vă rog să mă înțelegeți corect. Da. Este bine să avem o discuție. Domnule Leu, bună seara! Domnule Leu, bună seara! Bună seara! De la TVO vă deranjează, suntem în direct în cadrul emisiunii Cutia Neagră. Tocmai a fost vizată Termoelectrica în discuția pe care o aveam noi de legat de licitațiile care se desfășoară acolo. Domnul Gligor a menționat un pic mai devreme, care este la noi în emisie acum, că urmează să se desfășoare, domnul Gligor, am să vă rog să mă ajutați, să se desfășoare o licitație pentru a câta sursă? Pentru crearea așa numitei sursa 3, care presupune montarea motoarelor cu ardere internă pe gaz cu putere totală de 55 de megawatts. Întrebarea către dumneavoastră era următoarea. Potrivit domnului Gligor, domnul Spânu ar fi venit la dumneavoastră cu niște sugestii despre condițiile în caietul de sarcini, iar aceste sugestii ar favoriza un anumit agent economic. Ar putea favoriza, pentru că deviază de la standardele și practicile internaționale. E vorba de turația motorului, a motoarelor pe ardere internă, care sunt de regulă de circa 1500, dar informația, sursa mea spune că vi s-a cerut să indicați 1000. Bună seara, în primul rând, caietul de sarcini nu este finalizat, este în discuție și nu a fost aprobat. Sunt discuții tehnice. Da, au fost niște sugestii către dumneavoastră de la domnul Spânu legat de aceste capacități? Nu. Nu, capacitatea este prestabilită încă foarte de demult în studiul Băncii Mondiale și într-adevăr este vorba de 55 MW putere instalată. Eu am să rog regia să facă mai tare sunetul cu noi, nu l-am auzit aproape deloc pe domnul Leu. Sau domnul Leu, dacă puteți un pic mai tare să vorbiți, să vă auzim, că vă auzim foarte rău. Deci nu a fost așa, deci cu atât mai mult că puterea este... a fost apreciată în cadrul unui studiu cu Banca Mondială mult mai înainte. Și, într-adevăr, este vorba de circa 55 MW putere electrică. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, domnul Leu, până la urmă, licitația asta câștigată de Silavăi Mașină, se va semna contractul cu ei sau nu? Sau s-a semnat? Deci, la întrebarea aceasta, vedeți astăzi mai multe declarații. La nivel înalt, nu pot să comentez, vom reveni mâine. Cel puțin au participat un consorțiu dintre o companie locală și entitatea care ați numit-o dumneavoastră. Am înțeles, dar ați semnat contract sau nu? Spuneți-mi, s-a întâmplat asta sau nu? Deci cu comentarii cred că o să revenim mâine deja. Vedem și noi. Ce fel de comentarii? E simplu, dumneavoastră puteți face lumină. Ați semnat ceva cu ei sau nu? Eu v-am explicat dumneavoastră. Revenim mâine cu comentarii careva. Da. Dar care este problema să ne spuneți astăzi dacă ați semnat un contract cu Silavăi Mașină și Horu sau nu ați semnat? Prim-ministrul ne spune că nu a fost semnat un contract. Puteți să confirmați acest lucru? Termoelectrica este în calitate de beneficiar. V-am explicat poziția oficială. Mâine vom reveni cu alte detalii. Am înțeles. Vă mulțumim mult, domnule Leu.
Deci eu nu am negat că capacitatea totală este 55 de megawatts, eu am afirmat alte lucruri. Pe surse, repet, s-a cerut limitarea turațiilor celor motoare cu ardere internă pe gaz la 1000 de turații. Și eu mi-aș dori foarte mult, atunci când se elaborează condițiile tehnice, să fie respectate standardele și cele mai bune practici internaționale. Da. Cu privire la eficiență și cu privire la standardele tehnice. Eu vreau să mă opresc cu totuși un pic la ce a spus domnul. Eu nu înțeleg un lucru. Iată situația asta, eu încerc tare. Iată avem situația asta cu termoelectrica, da? Dumnealui este evident că încearcă să iasă din situația acum. Pentru că există o proastă comunicare. S-a decis, se vede că anularea acestui contract, nu s-a comunicat persoanelor care deja posibil au semnat acel contract și atât acum chiar și doamna prim-ministru, din păcate, sunt sigur că nu este vina ei. Arată într-o lumină nu chiar bună. Astfel de lucru se poate de evitat. Cred că noi am moștenit o situație. Am moștenit și această licitație. Am moștenit toată această dilemă, problemă iminentă, da? Care ar putea avea loc în câteva luni, când aceste unități riscă să se defecteze în plină iarnă, mai ales că ele sunt unicele care lucrează pe păcuri. Și acum trebuie să găsim o decizie. Și evident, când tu ai de luat o decizie deloc ușoară, într-adevăr încerci să balancezi, să cântărești fiecare aspect. Acum să încerci să, eu știu, să reculești, aici... să spui că, uite, s-a pus în lumină proastă, comunicare proastă, nu aș fi de acord, pentru că noi avem guvernarea are o responsabilitate față de cetățeni, în primul rând, și trebuie să ia decizia în perspectiva lor. Domnul Marian, eu sunt atunci, de acord cu ce spuneți dumneavoastră. De-aia există o situație și o conjunctură foarte complicată. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar noi am văzut practici diferite în acest guvern. Noi am văzut licitația pentru procurarea blanchetelor pentru pașapoarte, pornită de fostul guvern, o licitație care a fost criticată foarte mult de societate. Și ce a făcut nou director când a venit în funcție? A anulat-o. Pentru că a zis, e viciat. Pentru că noi e o licitație și acolo și aici. Avem o tehnologie veche care a fost, sau aceste unități au fost produse de această silovie mașină. Înțeleg, da? Dar noi și avem siguranța că... Cumva, da, pot să spui că practic sunt siguri care pot să construiască, să se repare. Avem siguranță că sunt singurii? Păi, dacă nimeni nu a aplicat sau nimeni nu a depus dosarul, de ce nu a depus? Asta e întrebarea. Îmi cer scuze. Pentru că s-au făcut și amendamente, s-au făcut amendamente la oferta financiară, s-a încercat ministrul să găsească alte soluții. De aia nu s-a semnat imediat după ce am venit la guvernare, pentru că se putea, desigur, foarte ușor, a fost investit guvernul și semnăm contractul și mergem înainte, dar nu. S-au luat toți pașii posibili și imposibili pentru a găsi o alternativă. Acum, deocamdată, o alternativă nu este și din aceste motive, probabil, doamna prim-ministru și conducerea a decis să nu meargă înainte cu acest contract pentru a nu dăuna reputația Republicii Moldova. Dar s-a mers foarte mult. Deci, dacă urma să se semneze în septembrie, noi suntem acum în luna aprilie. Nu, pentru că nu erau alte alternative. Dacă erau alte oferte, cu siguranță semna mai devreme. De asta și s-a luat acest timp. Întrebarea mea este alta, domnul Marian. Da. Dar dacă societatea, presa, nu afla despre asta și nu făcea scandal, se semna acest contract sau nu se semna? Dar asta discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în studio, continuăm discuțiile despre licitația de la termoelectrică. Din păcate, lucrurile în continuare nu sunt foarte clare, chiar dacă am auzit declarația doamnei Gavriliță și am văzut declarația domnului Spânu. Rămâne în picioare întrebarea. A fost semnat contractul ăsta sau nu a fost semnat? Nu cunosc. Ceea ce e clar acum, că nu se va merge înainte cu acest contract. Așa. Deci ce am înțeles noi acum, vorbind în pauză, este că accentul este pus pe faptul că nu va fi implementat. Adică, chiar dacă acest contract s-a reușit să fie semnat, și înțeleg că aici a fost ezitarea domnului Leu să ne dea un răspuns clar, că nu înțelegea ce poate și cum să ne zică, guvernul nu este dispus să implementeze. Dar, juridic, dacă semnezi un act prin care îți asumi niște angajamente, mai poți da înapoi? Bun, trebuie să vedem concret ce s-a semnat, ce nu s-a semnat și atunci... Contract, dacă s-a semnat un contract. Bine, eu nu am avut posibilitatea să privesc toată emisiunea, intervenția doamnei Gavriliță la dumneavoastră în emisiune.
Dar cineva din colegi îmi scrie că dumneei nu a negat faptul semnării contractului, ci a vorbit despre faptul că acest contract nu va intra în vigoare. Deci eu, o atenție la cuvinte acolo, la virgulă. Nu va fi implementat. Nu va fi implementat. Da. Și cam asta spune și argumentat, asta am reușit să aud, argumentat cu riscul sancțiunilor secundare. Ori dacă silăvâie mașini sunt sub sancțiuni primare din partea vestului, noi, prin colaborarea cu această companie, riscăm sancțiuni secundare. Și aici, chiar în plan internațional, trebuie să se înțeleagă că noi riscăm să nu beneficiem, chiar dacă semnăm și mergem cu ei înainte, riscăm să nu beneficiem sau să cădem și noi sub sancțiunile Occidentului. Și de asta nu este bine. Deci acest scenariu este prost pentru noi în ambele variante. Că așa. Mergem cu ei, că nu mergem cu ei. S-a întâmplat în 2019. Când dacă acest contract... S-a construit și atunci, nu știu. Da. Probabil vorbim acum de sancțiuni posibil introduse. Noi nu am verificat încă aceste detalii. Eu cred că e bine să verificăm aceste detalii și să vedem. Trebuie să ne ajustăm la circumstanțele noi. Sunt nefericite pentru noi, avem o mare expunere pe securitate energetică, inclusiv componenta energiei electrice. Dar în 2019 a semnat când? Când era care guvern? Eu, din câte înțeleg, atunci tot această companie a participat la o... Înțeleg, da. S-a întâmplat, dar când exact ce guvern aveam noi atunci în Republica Moldova? Nu era guvernul Sandu. Da, am înțeles. Bun, dacă nu era guvernul Sandu, eu nu văd care era... problema, că cei care au semnat contract nu aveau o problemă să semneze cu firma unui oligarh apropiat lui Putin. Dar, dacă, întrebarea mea era următoare, juridic, dacă un contract este deja semnat și eu acum am mai primit o confirmare că totuși contractul a fost semnat, juridic, ce poți să faci? Cum te poți să eschivezi de la implementarea lui? Cel care s-a dus acasă cu contractul semnat are acolo niște angajamente din partea sa și niște angajamente din partea statului. Ca să reziliez, mai departe se presupun niște etape. Nu, eu cred că e de vreme să discutăm subiectul, dar trebuie să vedem concret ce, dacă se semnă. E cam târziu. Nu, în sens că consecințe juridice, trebuie să vedem documentul, dacă s-a semnat ceva, trebuie să vedem. Dar o să arate... S-a parafat sau știi cum, depinde. Eu cred că e prematur să anticipăm sau să spunem ce va fi când, de exemplu, eu nu am în față ce s-a semnat sau ce nu s-a semnat. De-aia trebuie să, eu cel puțin vreau să-mi iau ceva timp mâine să vedem concret ce s-a decis. Și atunci eu personal o să pot să-mi expun. Acum nu pot, poate domnul Gligor, care e avocat, ar putea spune mai mult. Înainte de a semna contractul, a existat o decizie a Comisiei cu privire la organizarea desfășurării acestei licitații, care are și un președinte, are membri. A existat o decizie cu privire la desemnarea câștigătorului. Acea decizie este temei juridic de a semna contractul. Da. Cum trebuie rezoluționat contractul, dacă el a fost semnat sau dacă el nu a fost semnat, atunci trebuie revăzută decizia de desemnare a câștigătorului. Ea trebuie revizuită. Trebuie să fie în trebuie să demonstrezi că a fost viciat procesul de organizare. În vederea unor organizare. Circunstanțe care nu erau cunoscute la momentul desemnării câștigătorului, și anume sancțiunile internaționale și riscul sancțiunilor secundare, dacă n-ai avut ca și condiție, dacă asta n-ai ca și condiție în caietul de sarcini? Nu există ca condiție ce? Faptul că compania să nu aibă sancțiuni internaționale. Condițiile tehnice prevăd obligații, modalitatea de executare a sarcinii. Înțeleg, dar și reputaționale toți sunt trecute în caietele de sarcini. Reputaționale trebuiau examinate la momentul primirii actelor. Și dacă tu n-ai o problemă cu asta? Și deja depinde de guvern. Are probleme cu asta, nu are probleme cu asta. Vedeți că aici lucrurile sunt mai complicate. Această licitație, din câte înțeleg, a fost organizată anul trecut. Da? A fost în octombrie 2020, da, inițiată. Chiar mai de mult. Okay. Da. Inițiată, după care sunt făcute, elaborate condițiile contractul tehnice, ele sunt publicate, există un termen pentru pregătirea actelor, aplicarea concursul dosarelor, se deschide. Contractul, dacă este adevărat că a fost semnat la sfârșitul săptămânii trecute. Adică până la urmă, punctul final a fost pus la sfârșitul săptămânii trecute. Și până în momentul acela, oricând, puteai găsi o soluție să dai înapoi. Dacă nu s-a făcut acest lucru, iată, eu sunt curioasă, dacă a existat astfel discuții și dacă doamna prim-ministră zice că au avut discuțiile astea și înțeleg că au fost și săptămâna trecută, cum putea să fie semnat contractul? Iarăși, trebuie să vedem ce s-a semnat și ce nu s-a semnat, dar aceste discuții, am spus și la început, erau decizii extrem de complicate și
S-a încercat foarte mult timp în a găsi alte alternative ca să nu avem riscul ăsta pentru iarna viitoare. Dumneavoastră când știați companiei sub sancțiuni? Când? Da. Păi, cred că vreo 10 zile înainte am aflat și eu de acest... Dar eu nu înțeleg de ce pentru noi, când știm că o companie are sancțiuni, deci are probleme de genul ăsta, mai poate fi pusă problema că e complicat sau nu este complicat. Deci nu te duci să cumperi ceva, acum nu vreau să fac o comparație nefericită, dar la un traficat de droguri, bun, pentru că el are cel mai bun produs și asta nu contează că el ești și ea a avut loc sub auspiciile Băncii Mondiale. Acum există anumite standarde internaționale și eu presupun că în așa cazuri s-a mers aparte pentru că tu ai o unitate care a fost construită tot de compania dată și ea practic știi cum știe cel mai bine și probabil de asta a putut să ofere toate serviciile sau să ofere să producă de la cap coadă sau să implementeze această reparație. Dar după principiul ăsta, domnul atunci cumva de aici apare ideea asta că uite a fost scrisă licitația ca să fie avantajat cineva. Dar, înțeleg. Dar dacă mergem după principiul ăsta pe care vorbiți dumneavoastră, cam tot ce avem noi în sectorul energetic și nu doar, a fost construit în timpul Uniunii Sovietice. Nu, păi anume compania după dată, principiul ăsta... Anume compania dată. Nu, și după asta ne ducem la alta și exact același principiu. Deci toate elementele, piulițele vin de acolo, da? Nu, din est. Anume compania dată rămânem... a construit unitatea. Deci, anume compania dată. Înțeleg. Și în altă companie o să găsim o altă selăvâie mașină 2. Repet, sunt și alte soluții. Doar că aici e întrebare de timp. Poți să construiești de la zero o altă tehnologie care durează la anumită perioadă de timp și costă mult mai mult sau... Dar asta trebuie soluția. Problema este că licitațiile în Republica Moldova de regulă, din păcate, sunt trucate. Trucarea acestor licitații începe cu elaborarea condițiilor tehnice care favorizează pe cineva sau dezavantajează pe cineva. Mm-hmm. Cum se face acest lucru? De exemplu, tu vii și spui că... Nu, domnul Grigor, eu înțeleg. Da. Păi iată că eu vorbesc concret de licitația pe care o discutăm. Da, alegațiile care există în adresa acestei licitații sunt următoare. Condițiile tehnice au fost făcute în așa fel, încât să stipuleze că cap-coadă trebuie să fie efectuate acele lucrări de o companie. Uh-huh. În momentul în care tu ai, General Electric care face turbine, tu ai Siemens care face automatizare și tu ai, nu știu pe cine altcineva care face nu știu ce. Și în momentul în care vine cineva și îți spune o ofertă de consorțiu, în care spune, uite, eu... Compania X voi face turbinele. Turbina, de exemplu, compania Y va face cazangeria, automatizarea o va face a treia companie. Însă condițiile tale tehnice spun că asta este inadmisibil. Tu îi respingi pe toți cei mai avansați în aceste tehnologii pentru că tu vrei ca toate acele componente care de multe ori sunt produse în strictă specializare, pentru că pe piața internațională se practică specializarea îngustă, tu îi excluzi pe ei din competiție. Și desigur că o astfel de licitație arată foarte dubios. Și de asta vreau să mă asigur că odată ce am eliminat regimului Plahotniu, că am scăpat de Dodon și tot ce era asociat cu guvernul subordonat lor, toate aceste trucuri, scheme și așa mai departe. Dar nu vrem claritate. Deci eu cred că și dumneavoastră trebuia să faceți temele pe acasă. Aici se permitea consorțiu, dar nu s-a depus. Licitația presupunea condiții de gos, care le pot avea doar cei din acel spațiu. Este vorba că s-a decis... Erau două opțiuni, fie construiești de la zero altă unitate, fie reabilitezi pe tehnologia inițială. Reabilitarea o poate face nu doar silavăie mașină, o pot face mulți. Dar nu au depus. De ce și argumentul consorțiului de companii... Nu au depus dosare, de ce nu au depus? Asta e întrebarea. Pentru că condițiile tehnice din start îi excludeau posibilitatea participării. S-au făcut vreo 5 amendamente, s-au depus patru contestații și apoi s-au făcut amendamente de către Banca Mondială și organizatorii licitației pentru a merge în întâmpinarea acestor contestații. Eu pot admite de ce nu s-a făcut. Și atunci, de ce? Și asta este pentru întrebare. Că Republica Moldova, din păcate, foarte, foarte mulți ani la rând, licitațiile internaționale care s-au făcut au fost mereu aranjate. Și la un moment dat,
pur și simplu companiile mari au zis nu ne ducem să pierdem timp pregătind seturi de acte, să participăm la o licitație, la care din start să știe cine va câștiga. În special după experiența anului 2019. Acum, ultimii 5-6 luni s-a mai extins termenul de licitație, au fost abordate mai multe companii și chiar și așa nu au venit oferte. Chiar e... Nu e corect deloc să acuzi cineva din minister acum că ar dori să avantajeze pe cineva. Acum, ce s-a întâmplat atunci când s-a scris acel caiet de sarcini în 2020? Bun, putem să discutăm. Eu nu știu. Întrebarea de ce nu s-a anulat o licitație dacă existau o bănuială? Eu nu știu dacă cineva a încercat să înțeleagă ce acolo. Ce faci acum pentru sezonul următor de încălzire? Ce se întâmplă acum când tu ai două unități, una care și-a depășit deja termenul de exploatare și a doua care mai are trei luni? Eu pot să vă dau un răspuns, ce domnul Marian. Asta e, noi puteam să ne punem această întrebare în luna august, da? Când deja se știa că există un singur companie care a depus. Și s-a înțeles de start. Compania asta este sub sancțiuni. Gata, nu putem merge mai departe. Nu ne gândim ce e mai bine, ce e mai rău. Nu s-a abordat foarte multe companii. De asta și spun că ministrul și-a luat, a zis că des să luăm ceva timp ca să identificăm soluții alternative. Da, putea în august să fie anulată acea licitație, se organiza alta cu un caiet de sarcini pe care știați că este bine construit. Și ia uitați-vă cât timp ați fi eu avut la dispoziție să organizați o licitație. De sarcini să face o altă licitație, eu chiar nu cunosc, dar ceea ce este adevărat este că s-a încercat și se încearcă și acum, odată că s-a anulat decizia să se găsească altă alternativă, desigur ea va fi găsită, dar oricum există anumite riscuri. Repet, de asta și-a luat acest timp, da. Aceste luni în plus, ca să încercăm să găsim alte alternative. Eu cred că... Eu am răspunsul, eu nu pot să... Dar riscul că ei n-ar fi comercial, dar răspunsul de la General Electric. Și atunci îi spun clar că nu putem să ne implicăm, mă rog, pe anumite părți sau... Ei spun că nu se puteau implica, General Electric, că nu se da, puteau implica. Da, da, în sens că ei au venit în vizită, au evaluat situația și, pe la urmă, de ce să nu participe la licitație? Acum... Eu cred că odată cu venirea noi majorități parlamentare trebuia făcută o transparență maximă în tot ce ține. În primul rând, să fie investigate licitațiile care au avut deja loc, felul în care au fost pregătite criteriile de sarcinile tehnice, caietele de sarcini tehnice, felul în care au fost organizate și desfășurate aceste licitații. Faptul că ele sunt organizate pe regulile Băncii Mondiale nu înseamnă că ele sunt organizate netrucat. Banca Mondială oferă un set de reguli pe care s-ar bucura noi să le respectăm. Însă eu cunosc, există o mulțime de modalități de a truca un șir de procese. Și asta se face în primul rând în faza de elaborare a caietului. Noi chiar aș vrea să fie și cineva la Banca Mondială, să discutăm pe șleau. Ce s-a întâmplat cu specificațiile tehnice? Aici nu trebuie să fie Banca Mondială, în primul rând. Hai să-i acuzăm. Aici, în primul rând, trebuie să fie Termoelectrica, reprezentanții de atunci a Ministerului Economiei, pentru că era în sarcina lor, astăzi Ministerul Infrastructurii, UCP, doamna Samson, Unitatea Centrală de Implementare Energetică, un pic poate încurc denumirea, o doamnă care are anumită reputație în acest domeniu și vreau să vă asigur că, să vă spun în primul rând și poate să vă comunic, poate nu cunoașteți, dar din momentul în care ați venit, nu s-au schimbat prea mult oamenii. Așa, noi să facem politica de cadre Băncii Mondiale? Nu e vorba de politica de cadre, că UCP-ul nu este instituția Băncii Mondiale, domnul Marian. Noi suntem într-un... Noi vorbim despre faptul că în țara asta s-a trucat tot și toate. Și din păcate nu s-a investigat absolut nimic. Eu nu mai vorbesc de alte, de la Miliard și Londromat. Eu vorbesc de lucruri care se întâmplă acum. Contra cronometru de a scăpa de dependența energetică pe care avem față de Rusia. Eu mă întreb cum. Contra cronometru. Cum scăpăm dacă tot... Asta se întâmplă și cu linia energetică, asta se întâmplă și cu... Da, pentru că dacă trebuie să ai o centrală termoelectrică foarte performantă, care să producă cât mai multă energie... Construită după gosurile sovietice? Păi stați un pic, avem etape alternative. Una este să te asiguri că centrala asta mai funcționează în câțiva ani, ca între timp să construiești de la zero o unitate performantă. Nu poți în 10 luni să faci o unitate care, cum spunea domnul Haideți un pic să despre parantezele, că noi intrăm deja, nu știu cum, în altă parte.
În 2019 s-a făcut o licitație prin care s-a pus în sarcină sporirea eficienței acelei entități, blocul 1. Și din economie, acolo a fost un contract foarte interesant. Și din economiile obținute trebuia să fie plătită silovei mașini cu Horus. În rezultat, pe noi ne-a costat, din câte eu știu, nu 11.300.000 de euro, dar ne-a costat plus 2.500.000 de euro acea reabilitare. Cine răspunde pentru acești bani? Nu știm. Avem a doilea epizod. Bine, de bani deja lăsăm deoparte. Dar uite că nu s-au analizat niște riscuri, s-a tărăgânat adoptarea deciziei, am ajuns nu deja de o lună, de o lună să fim în stare de război și după o lună ce suntem în stare de război s-a semnat acest contract. Bine, doamna... Nu e vorba de tărăgânare, e vorba că se găsește alte soluții. Soluția este clară. Dacă tu riști să dai câștig de cauză unei companii aflate sub sancțiuni internaționale în timp ce în Ucraina mor oameni, civili, copii și așa mai departe, Republica Moldova, reputația, riscurile, în primul rând, reputația sunt foarte mari. Această licitație putea fi anulată cu mult înainte și organizată alta, chiar dacă e clar că avea să mai dureze. Dar noi trebuie să începem să facem lucrurile corect, nu ușor. Eu am obosit să spun acest lucru și în justiție, și în securitate energetică și economie. Noi trebuie să facem lucruri. Noi nu o să avem securitate energetică. Noi nu o să avem securitate energetică. Pentru că noi am dat licitația Vulcănești Chișinău la o companie, Chec India, care va subcontracta, din câte eu înțeleg, metalul aici pe loc și care a dat un preț de dumping anume din acest considerent. Cu oamenii care vor livra metal și ciment sunt localnici, din Transnistria, domn. Și dacă, domnul Marian, dumneavoastră credeți că noi, dând subcontracte sau întrepriză general transnistrenilor, noi o să ne asigurăm securitatea energetică și vom construi linia în termen, eu am mari dubii. Haideți să-i dăm voie și domnul Marian să răspundă. Că... exact același lucru. În sensul că dumneavoastră contrazice. Eu vă spun lucruri certe. Această linie este crucială pentru a scăpa de dependența. Este crucială. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fie construit transnistreni. Care Transnistrien? Dați-ne informații concrete, dar aruncăm acel stânga și în dreapta pe surse, nu știu ce. Dați concrete informații. Concret vă dau informația. Licitația a fost dată, Chec India, după intervenția domnului Spânu, care a solicitat domnului Lupașcu să desemneze acel câștigător, Chec India. Pentru că licitația de 3 ani deja sunt în domnul, da? Din câte eu cunosc, s-a făcut ori anul licitația, ori mai aștept 2 ani. Din câte eu cunosc, domnul Lupașcu... Pe rând, vă rog. Din câte eu cunosc, domnul Lupașcu a obiectat desemnarea câștigătorului, a explicat că există proiect de decizie de anulare acestei licitații, pentru că toți participanții, sau absoluta majoritate, erau neconformi și că trebuie organizată o licitație nouă. Da, exact. Există și proiectul există și proiectul acelei decizii. Așteptăm? Nu. Păi haideți să dăm oricui, să încălcăm condițiile tehnice. Nu oricui. Vă explic, domnul Marian. Deci noi suntem într-o cursă contra cronometru. Vă explic, domnul Marian, aveți răbdare. E mai ușor să... Eu cunosc detalii, dar dumneavoastră nu. Vă explic. Ok, spuneți. Haideți. Vă spun. Vorbiți. Există o expertiză făcută de companie care se numește Gopa International. Expertiza ofertei tehnice, domnul Marian. Acolo este un tabel pe care eu pot să vă-l arăt. Și doamne Mariana, poți să vă arăt. Nu. O clipă. Detaliile sunt foarte importante când vorbim de securitate. Așa manipulăm și inducem eroare cetățenii. Acolo era un tabel, eu am să închei. Vă rog să nu strigăm. Vă rog să încheiați gândul că se poate răspunde și domnul Marian. Cu corespunderea sau necorespunderea criteriilor de ofertă tehnică. Și compania Chec India era la roșu. La toate capitolele. Nu știu despre care vă spun eu. Vorbiți, domnul Marian, pentru că dumneavoastră nimic nu cunoașteți, dar aveți o opinie. Dețineți adevărul absolut în țara asta. Eu cunosc acte, eu cunosc informații și am acte. Ele sunt, domnul Marian, dumneavoastră, pur și simplu nu ați avut timp să le citiți. Noi când am venit la guvernare... Proiectul de decizie de anulare acestei licitații a fost publicat. Ori noi reușim să construim linia asta la timp, ori mai așteptăm 2-3 ani să ne facem o licitație. Ori acceptăm o ofertă care nu este conform dacă mai tărăgânam nu știu cât timp, precis nu construiam. Nu. Precis nu construiam. Faptul că desfășor repede licitația nu înseamnă că și construit. Da. Nici aceea nu a fost decizie ideală. Licitația ce da, a fost cu probleme. Dar s-a ajuns la câștigătorul desemnat. Și acum guvernul era pus în situația să accepți acest câștigător desemnat. El n-a fost desemnat. Sau cum voi l-ați desemnat.
și să mergi înainte, să construiești. Asta este... Nu a fost desemnat. Bun. Noi mai avem foarte puțin timp. Este... Avem asta siguranța. Este sau o afirmație eronată. Da. Domnul Gligor, timp nu mai avem. O singură întrebare. Avem siguranța că cea de-a treia licitație legată de termoelectrica, ceea ce semnala domnul Gligor, că s-ar încerca să se facă niște intervenții pe caietul de sarcină, astfel încât să corespundă iar mulțumim pentru... Mulțumim, domnul Gligor, da, pentru SSR. Avem siguranță că asta nu se va... Acum o să mă interzăm și noi mai aproape și mulțumim, domnul Gligor, pentru aceste informații, nu știu cât sunt de adevărate. Chiar așteptăm mai multe detalii și cu siguranță să mă interzăm și eu sunt sigur că și la minister o să depună toate eforturile ca licitația să decurgă conform și să nu avem situația care ne-am pomenit acum cu... Este adevărat că pe această licitație, care înțeleg că va fi anulată după ce a complicat procedura, după ce a fost desemnat câștigătorul, există un dosar penal? Dosar penal? Legat de șantaj, legat de... Care șantaj? Acum? Nu știu, acolo unul dintre agenții economici care... participa la licitație, în general, a încercat invers, să influențeze... General, invers, am zis, agenții economici a încercat să influențeze, da, factorii, exact, de decizie. Nu silăvei mașini, alții participă. Încerca să, da, să... E adevărat că există... Am auzit și eu, acum, da, ce se întâmplă mai departe, nu știu. Nu cunoașteți detalii. Nu știu dacă o să fie depusă plângeri, chiar nu știu, chiar nu știu. Ok, interesantă povestea asta cu termoelectrica. O să urmărim ce se întâmplă mai departe, mai ales că înțeleg că la bătaie sunt cât? 65-70 de milioane de euro. O sumă mare cea de bani. Component. E bine să se ducă la cei care pot să ne ofere cele mai bune soluții și de dorit să nu fie sub sancțiuni internaționale. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune din această seară. Le mulțumesc și telespectatorilor. Rămâneți alături de TV8.